Dacă aveți la voi Sfânta Scriptură, vă rog să o deschideți împreună cu mine în Epistola Apostolului Pavel către Roman, capitolul 15, începând cu versetul 14, pagina Sfintele Scripturi, 1109. Roman, capitolul 15, începând cu versetul 14, acum nu o să vă spun până unde voi citi ca să nu vă sperii pe unii. Doar cereți de la Domnul multă răbdare. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici, colo, v-am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului care mi-a fost dat de Dumnezeu. Ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri, eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Isus Hristos în slujirea Lui Dumnezeu. Căci n-aș îndrăzni să pomenez niciun lucru care să nu fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările de prin pe jur până la Iliric, adică partea de vest a Balcanilor, Croația sau, dacă vreți, Albania de astăzi, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. După cum este scris, aceea cărora nu li se propovăduise despre el îl vor vedea și cei ce n-au zis de el îl vor cunoaște. Iată ce m-am piedicat de multe ori să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreagă când mă voi duce în Spania și să fiu însuțit de voi până acolo, după ce voi împlini măcar în parte dorința de a fi sal la voi. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, că și din Macedonia și din Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săraci dintre sfinții care sunt în Ierusalim, pentru sărace dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit, au avut bunătate, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamul au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce îmi voi îmi fi împlinit, dar în aceasta, și le voi fi încredințat aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. Vă îndemn dar fraților pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Udea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de către Sfinți. Și astfel o să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi, cu toți. Amin. Vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. În urmă cu probabil aproximativ 2 ani și jumătate, am citit undeva într-un ziar despre, despre o poveste destul de ciudată ca și deznodământ petrecută undeva în Austria. Doi uh, tineri îndrăgostiți și pasionați de munte au uh, escaladat un vârf de peste 2000 de metri altitudine. Momentul în care au ajuns pe vârful acela uh, de peste 2000 de metri altitudine, el a făcut un gest pe care probabil ea de mult timp îl aștepta. A îngenunchiat și a scos un inel. În momentul în care ea a văzut inelul, atât de entuziasmat a fost cu început să sară în sus de bucurie. A uitat de faptul că era pe vârful unui munte, că era doar pe un petec de gheață și așa de entuziasmat o sărit că la un moment dat ea s-a dezechilibrat și a început să o ia la vale vreo 200 de metri în jos. El, dintr-un spirit de cavalerism, a încercat să se arunce după ea să o prindă, numai că nu mai reușit. În fine, toată peripeția aceasta lor s-a terminat cu o intervenție a elicopterului, care doar, din, doar cu ajutorul elicopterului a putut să-i mescoată de acolo. I-au scos bine, cât de cât sănătos, și el cu două, trei coaste fracturate, dar îi ok omul. Acum, probabil că vei spune ce treabă are asta cu începutul de predică. O să vă spun de ce. Probabil da, sunt unei aici care anul acesta au planuri mari. Vorbesc dintre studenți și nu, nu mai aveți planul să o surprindeți sau să-l surprindeți dacă nu face el ceva în direcția asta. Acum, două observații bune, cred, de aici se, se pot desprinde. Prima, și asta e un sfat pentru băieți, aveți grijă unde o cereți. Doi, la mână pentru fete, aveți grijă cum reacționați când vă cere. Dar mai mult decât asta, vreau să desprindem o, o învățătură și cred o concluzie sănătoasă. Noi, ca și oameni, vedeți dumneavoastră, vrem să escaladăm anumite lucruri în viață, să ajungem la un anumit lucru, vrem să-l dobândim. Și se întâmplă de foarte multe ori că momentul în care ajungem acolo aproape de succes, momentul în care ajungem acolo aproape de țelul pe care îl propunem, S-ar putea ca din pricina lipsei noastre de concentrare, pentru că tot efortul am depus la, esca la escaladare și când am ajuns undeva în vârf, uneori poate în vârful succesului, uneori la jobul dorit, uneori la planul pe care ți l-ai propus de mult timp, în momentul în care ești acolo, ai tendința să fii foarte relaxat. Și, dragii mei, mi-am dat seama în viață că cea mai mare provocare uneori nu este să ajungi la succes. Cea mai mare provocare în viață este să știi cum să gestionezi succesul pe care îl primești în viață cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, reușitele, dacă vreți, și succesul în viață nu este ceva accidental. În viață, la anumite reușite, nu vei ajunge în mod accidental. S-a întâmplat, nu știu, te-ai culcat sărac noapte și te-ai trezit bogat dimineața. S-ar putea, poate, pe vremea criptomonedelor, dar s-au dus și ale Sweet Dreams, nu mai există. Uh, în sensul, dragii mei, spun asta pentru că reușitele în viață, planurile care au succes, nu se întâmplă în mod accidental, ci în mod intențional. Ca să reușești ceva în viață, trebuie să ai un plan bine pus a, la punct. N-am întâlnit, de exemplu, oameni care să scape de dependențe și de adicție, așa, printr-un simplu proces, printr-un simplu eveniment. De cele mai multe ori, să ajungi să te desprinzi de anumite lucruri rele și să dobândești obiceiuri bune, îți ia timp. Nu e doar un eveniment, ci este mai mult decât un eveniment, este un proces. Asta o văd în consiliere, asta o văd în lucrarea pe care o facem și în biserică. Sunt lucruri, da, pe care Dumnezeu le poate face în mod instantaneu, dar de cele mai multe ori Dumnezeu îi ajută pe oameni într-un proces. Și reușitele în viață nu sunt accidentale, ci sunt intenționale. De aceea vreau în această seară să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că sunteți aici, e și o seară dedicată vouă, o duminică întreagă dedicată studenților, dar cred nu doar studenților, ci și celor care sunt mereu în școala vieții sau mai știu alte fel de școli. Vreau în această zi, pentru că, dragii mei, orice student care vine la facultate, poate anul 1, poate anul 2, anul 3 sau anul 4, are anumite aspirații. Vreau în viață să ajungă la un anumit succes, să ajungă la, un anumit, la, o, la o anumită țintă pe care vrea să-și o îndeplinească. Vreau în această zi să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu cum să reușești în viață. Știu că titlul ăsta al mesajului meu din această seară, probabil că l-ar face în video și pe John Maxwell, dar, dragii mei, nu este inspirat din, dacă vreți, literatura asta motivațională ci este inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să-l punem în centru pe Apostolul Pavel, omul pe care Dumnezeu l-a folosit cu atât de mult succes, omul acesta care a avut atât de multe realizări. Și vreau să învățăm împreună de la Pavel uh, și să dăm răspuns la o întrebare care cred că ne frământă pe toți, și anume, cum să reușești în viață? Cum să reușești în viață? Sunt câteva lucruri pe care le-am descoperit la Apostolul Pavel, în mod special în aceste pasaje, în aceste versete din Romani, și vreau să vă le împărtășesc în seara aceasta, care cred în toată inima că pot fi de folos celor care își doresc cu adevărat să reușească în viață. Un prim lucru pe care trebuie să-l respecti dacă vrei să reușești în viață, va trebui să învățăm, dragi mei, să respectăm planul. Va trebui să învățăm să respectăm un anumit plan. Pentru că a realiza ceva în viață, întotdeauna, Trebuie să-l faci și nu se va face într-un mod haotic de azi pe mâine, ci trebuie întotdeauna să stabilești un plan. Apostolul Pavel este omul care își face întotdeauna planuri din timp. E omul care pregătește foarte bine lucrurile. Respectă, în primul rând, dacă vrei să reușești, dacă vrei să ai reușit în viață, învață să respecti un plan. Dar vedeți dumneavoastră oameni buni lui Dumnezeu, planul pe care îl ai întotdeauna, orice plan să ai făcut, fie profesional, fie spiritual, fie, știu din punct de vedere relațional, vrei să îmbunătățești ceva în anturajul tău, planul pe care îl ai trebuie întotdeauna să fie condiționat. Pentru că orice plan ca să reușească trebuie să fie condiționat. De exemplu, trebuie să fie condiționat de voia lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel în versetul 29, în textul pe care l-am citit, în Roman, capitolul 15, știu, zice Pavel, că dacă vin la voi, știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Dumnezeu. Eu vreau să ajung la voi, eu vreau să ajung în Roma, am auzit multe chestii frumoase despre voi, dar știu un lucru, că planul ăsta al meu este condiționat de voia lui Dumnezeu. Dacă va vrea Domnul, voi reuși să fac lucrul acesta. De asemenea, acest plan întotdeauna trebuie să fie condiționat și de un alt lucru, de timpul lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea ca tu să vrei mâine și Dumnezeu să spună încă nu-i vremea potrivită, mai trebuie să stai încă jumate de ani. Știu, nu-ți place, dar Dumnezeu spune încă nu-i fereastră potrivită. Deci e foarte important, oameni buni, să înțelegem nu doar dacă este voia lui Dumnezeu, ci să înțelegem că este important și timpul lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să ne sincronizăm cu timpul lui Dumnezeu. Agenda noastră, agenda lui Dumnezeu. În Roman 1 cu 13, Apostolul Pavel spune în felul următor, nu vreau să nu știți fraților, că de foarte multe ori am avut de gând să vin la voi. Mi-am dorit atât de mult, mi-am făcut atâtea planuri, zice Pavel, să ajung la voi, la celor din Roma, ca să culeg un vrod, vreun rod printre voi, ca și printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Mi-am dorit să ajung la voi, mi-am pus lucrul ăsta în agenda, mi-am și luat bilete de avion la Wiz, Uh, mi-am și programat toate, bagaj la cală, dar s-a întâmplat că Dumnezeu a avut alte planuri, pentru că nu era timpul lui Dumnezeu. Planurile pe care le avem în viață, dragii mei, și spun încă o dată, Dumnezeu nu vrea să lucrăm în mod haotic. Nu știu de ce noi, pentecostale, de foarte multe ori am asociat, dragii mei, haosul cu lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt nu este o lucrare haotică. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, ne conduce în lucruri strategice, în lucruri care trebuie să planificate. Și Apostolul Pavel, un om care își face planuri, dar înțelege un lucru, că planurile pe care le ai trebuie să fie condiționate de voia lui Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu, să fie condiționate mai apoi de timpul lui Dumnezeu, pentru că e foarte important timpul. Am citit, dragii mei, pentru că sunt împătimit de, de escaladări pe munte, de drumeții pe munte. Apropo, aveți cel mai mare. Alpinist din România, e și în Timișoara și și medic stomatolog, nu fac reclamă, este domnul Horia Colibășanu. Este cel mai mare alpinist român în viață, omul ăsta e genial, are niște povești de viață, niște lucruri incredibile. A reușit să escaladeze cea mai mare parte a munților de peste 1000 de metri altitudine fără oxigen suplimentar. E ceva incredibil din punct de vedere uman al limitelor. Și am învățat un lucru ascultând anumite documentare de la el și mai apoi de la alți alpiniști. De exemplu, sunt foarte mulți oameni care vor să urce pe cel mai înalt vârf din lume, vârful Everest, 1848-49 după alții. Și Vreau să vă spun că sunt câteva lucruri foarte importante. De exemplu, ca să poți să ajungi pe Everest, trebuie să te pregătești minim 2-3 ani în condiții intense. Asta e primul, prima condiție, să ai o condiție fizică bună. 2-3 ani de zile trebuie să te pregătești într-un mod Spartan. Apoi, un alt lucru, trebuie să ai ceva bani, nu prea mulți, 40-50.000 de dolari ca să poți urca, să ai o permisiune să urci pe Everest. Și după ce ai reușit și condiția fizică să ai și partea de buget, mai ai nevoie de un lucru foarte important. Sunt foarte mulți oameni care au pregătirea fizică necesară, sunt foarte mulți oameni care au banii, ajung la Everest Base Camp acolo, dar au o problemă unii. Nu reușesc să prindă întotdeauna fereasta de timp. Pentru că sunt doar 3-4 săptămâni în fiecare an, sfârșit de mai, început de iunie, când poți urca pe Everest. Și dacă vremea nu e ok, cu toți banii din lume și cu toată pregătirea, nu reușești să-ți împlinești visul și planul. Un mic detaliu, și anume o fereastră de timp și de oportunitate. Sunt în viață, dragii mei, binecuvântări la care țin timp. Sunt în viață planuri pe care vrem să le realizăm. Putem să depunem foarte mult efort, putem să ne dorim foarte mult, să ne pregătim foarte mult, dar ascultă-mă, depinde de timpul lui Dumnezeu. Depinde de voia lui Dumnezeu și trebuie să-ți condiționezi planul. Dacă vrea Domnul, dacă este mai apoi timpul lui Dumnezeu și, dragii mei, dacă este modul în care vrea Dumnezeu. Contează foarte mult cum vrea Dumnezeu, nu cum vrei tu. Apostolul Pavel, dragii mei, ani de zile și-a dorit să ajungă la Roma. Și spune, știi ceva? Am o vie dorință. Dacă și-a dorit Pavel într-un loc să ajungă și să evangelizeze, Au fost în capitala Imperiului Roman, 1,5 milioane de locuitori în vremea respectivă, cel mai mare oraș din lume. Și a zis, Pavel, vreau să ajung la voi. Îți disperat. Aproape, zice Pavel, am o vie dorință. Doresc fierbinte să ajung la Roma. Și și dori dorit să ajungă la Roma. Și într-adevăr în cei din urmă au ajuns, dar știți cum, nu cum a crezut el. Pavel a crezut că o să ajungă cu o cursă, cu un feribot, o să ajungă la Roma, o să închirieze Coloseumul pentru o săptămână de evangelizare și o să se predea, o să facă chemare la final și o să planteze o biserică. Nu. Apostolul Pavel, dragii mei, ajunge în cei din urmă la Roma. Dumnezeu îndeplinește visul, dar știți cum? În cătușe. Printr-un proces. Nu la evangelizare ci la tribunal. Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este suveran. Da, trebuie să-ți faci un plan, dar planul ăsta pe care l-ai, trebuie să-ți-l condiționezi. Nu știu ce vrei să faci din punct de vedere profesional, nu știu care sunt obiectivele tale spirituale, relaționale, dar ascultă-mă ce spun în această seară. Întotdeauna planul pe care l-ai, ține cont, trebuie să depindă de Dumnezeu, trebuie să fie condiționat de voia lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, planul pe care l-ai trebuie comunicat. Va trebui să învățăm, dragii mei, să comunicăm planurile noastre. Îi condiționat de ceea ce vrea Dumnezeu, de când vrea Dumnezeu, de cum vrea Dumnezeu, dar mai mult de atât, dragimei ca să reușim în viață, trebuie să respectăm un plan. Și planul ăsta nu doar că e unul care trebuie condiționat, deci este un plan care trebuie comunicat. În versetele 22, 23 și 24, Apostolul Pavel își comunică intențiile celor din Roma și le spune în felul următor, dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe acest semeleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduie să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania și să fiu soție de voi până acolo, după ce voi fi împlinit măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Apostolul Pavel, dragii mei, nu la Roma, surprize, surprize, sunt aici. Apostolul Pavel le comunică planul lui. Uite care e intenția mea, vreau să ajung la voi. E foarte important, ascultă-mă ce spun planurile pe care le ai în viață să înveți să le comunici cu alții. Să înveți să le comunici cu persoanele potrivite care te pot ajuta, cu oamenii care te pot sprijini în rugăciune, poate în post, Oameni care trebuie să fie alături de tine. Nu mai fi un egoist, nu încerca să le faci să fie un one-man show, nu încerca să reușești de unul singur în viață pentru că vei eșua lamentabil. Dumnezeu vrea să îi și pe alții în planurile tale, dar învață să le comunici. Și comunicarea, dragii mei, e foarte importantă. Mi-am dat seama de un lucru că e foarte important cum comunici planurile. Nu doar cui comunici, ci și cum le comunici. Dați-mi voi să vă aduc în, înaintea dumneavoastră un verset din 3 Ioan, versetul 13. 3 Ioan, versetul 13. Și ce spune acolo Ioan? Aș vrea să spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și cu condei nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Dragii mei, în comunicare e foarte important nu doar ce scrii, conținutul. E foarte important modul în care comunici cu cineva. Trăim în vremea emoticoanelor. Omul scrie cam atâta săracul, nu dormi toată noaptea, ți-o scris tot planul și tu de un like nu te simți la mai mult. Sau de foarte multe ori îți dă un zâmbet, un smiley face, un emoticon de la cu smiley face. Și acum tu nu știi ce vrea să spună, mă, râde sau râde de mine. Pentru că, dragii mei, există buriaj în comunicare. Ioan înțelege din urmă cu 2000 de ani, sunt lucruri pe care le poți scrie, le puteți înțelege, dar uneori le puteți înțelege că și de aceea prefer, spune Ioan, sunt anumite lucruri pe care vreau să le vorbesc cum? Face to face. E foarte important cui comunici planurile tale, dar e foarte important cum le comunici. fă timp, dacă e o persoană importantă, fă timp să te întâlnești cu omul ăla. Pentru că, ascultă-mă, 58% din limbajul nostru uman este limbaj non-verbal. 58% noi comunicăm prin mimica, prin gestica feței noastre, prin ticurile noastre, prin, prin gesticulația mâinii, 58% din limbaj, din totalul limbajului interpersonal este non-verbal. Și de aceea trebuie să învățăm, dragii mei, ca anumite discuții să le avem față în față. Pentru că e foarte important să transmiți emoția, e foarte important să înțelegi lucrul ăsta. S-a dus, pentru că tot e duminica studenților, a long time ago, da? Nu știm exact anul, dar era de foarte mult timp în urmă, mult, mult timp în urmă, când nu erau telefoane, un tânăr a ajuns la o școală, la un internat. Și eu trimis o scrisoare lui că să o să-i dea bani. Ce vor studenții de la părinți? Un lucru să aveți nevoie? Bani. Timișoare un oraș scump. Și eu trimis lui că să acolo o, o telegramă, mă rog, eu zic tată, te rog frumos să-mi dai bani. Acum, tatăl acestui uh, elev, mă rog, student ce era, nu știa să citească, era analfabet. Un, un om simplu de la țară. Și când a venit poștașul cu telegramă, au zis, mă, zice, ai o telegramă de la pruncul tău, de la băiatul tău. Ce scrie? Ăsta era nervos, mai avea de dus vreo 30 de telegrame și de scrisori. Păi ce să scrie? Tată, dăm bani. Nu-i dau, a zis. spune că nu-i dau. Mă rog. După două săptămâni, băiatul disperat scria două oră, tată, te rog să-mi trimiți bani. De data asta, tată nu a fost acasă când a ajuns și postașul, a găsit numai telegrama, și unde s-a dus? La celălalt singur om care știa să citească din sat. La popă, la preot. Și-a dus la părinte. Și-a zis, părinte, tare multe rog zice, citește mi acum ce e aici, ce scrie. Mă, zice, e de la băiat. Ce-i mai treabă? Și părintele, pentru că e părinte și preot. Tată, te rog, trimite-mi niște bani. No, dacă ziceai așa de prima dată, îți trimiteam de mult, o zis. Același text. care e diferența? Modul cum comunici. Poți să-i mobilizezi pe oameni sau poți să-i demobilizezi. Vine și mă ajută. Mm -mm. Soția către soț. Niciodată nu mă asculți. Mm -hmm. Sau, dragul meu, aș aprecia tare mult. Mă simt iubită când mă ajuți. Bă, să vezi cum s-a făcut omul. Ia aspiratorul, face praf acolo. Îl cheamă ăștia să promoveze la roenta, la, știu la aspiratoare după aia. Învață să respecti un plan. Cum să reușim în viață? Mai există un alt lucru pe care trebuie să-l respectăm, dragii mei, și anume niște principii. Învață să respecti nu doar un plan care trebuie condiționat și comunicat, dar uitați-vă va trebui să învățăm, dragii mei, ca să reușim în viață, va trebui să respectăm niște principii. Principiile sunt foarte importante când vine vorba de reușite în viață. Și anume, vreau să vorbesc aici despre un principiu pe care Apostolul Pavel îl sublinează, și anume principiul competenței. Da, vrei să faci ceva, dar întrebarea este, ești competent? Eu vreau o medicină, dacă vezi o seringă leșin ca și mine. E de tine? Uită-te să vezi dacă în domeniul competenței tale. Uitați-vă versetul 16. Spune Apostolul Pavel, ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos, Roman 15 cu 16, ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri, eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o jerfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Pentru că Apostolul Pavel știe foarte clar că zona lui de competență este cea înspre neamuri. Da, Pavel a predicat și în sinagogi, Pavel a predicat și iudeilor, dar Apostolul Pavel știe, chemarea lui, încă de pe drumul Damascului o cunoaște, chemarea lui este să ajungă înaintea neamurilor și înaintea împăraților. Aceasta este zona lui de competență și Apostolul Pavel în lucrarea lui urmează cu străjnicie, dragii mei, zona asta de competență. Și spune în versetul 20, Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. Vreau să spun ceva în această seară. Competența ta poate să indice, să fie un indiciu clar înspre chemarea ta. Competența ta poate să fie un indiciu clar înspre chemarea ta. Da, ascultă-mă ce spun, poți să faci lucruri bune, dar poți să faci lucruri foarte bune. Există oameni, dragii mei, nu doar profesional, care dacă ar merge pe un alt domeniu, ar fi cei mai buni. Dar pentru că au mers pe un domeniu unde, ah, bă, acum ai tiști. Știți, apropo de asta, în urmă cu 25 de ani, dacă mergea un tânăr să curteze o fată și să-i interesa mama repede, mă, cine -i, cum e, cu ce se ocupă, știi, CV-ul întreg, dosarul scos, stenograme, DNA, tot, tot, tot. Uh, îl întreba mama pe, pe, fică, dar dragul mami, cu ce se ocupă mama, zice, e student la litere, o să devină profesor, ioi, ial, să nu cumva să-l pierzi. Astăzi, dacă... Ați văzut cum s-a modificat percepția jobului în România? Ce e profesor? Vai, mamă, de -ai greu ăștia, e greu cu ei. Nu, nu, nu. Ce îi? Aitist. Doamne, să-l ia tu fuga. Dar să nu ratezi, că ăștia au salarii mari. Până revine inteligența artificială și mai vedem. -ți. de ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că vedeți dumneavoastră, unde de foarte multe ori încercăm să facem lucruri bune, dar putem face lucruri și mai bune încearcă să faci lucruri în care ești cel mai competent. Apostolul Pavel zice, eu asta fac și cu asta sunt cel mai bun. În zona de evanghelizare a neamurilor, aia e zona mea de competență. Știi ceva? Dumnezeu îți dă darul sub formă de semânță. Tu trebuie să-l crești. Și am citit un studiu care m-a pus pe gânduri și mi a dat seama, Dorel, ai și tu o șansă la aproape 40 de ani, am mulți ani, Doamne ajută -mi. -o să vă spun ceva frumos de tot, încurajator. Dacă aloci o oră pe zi, timp de un an de zile, pe un anumit subiect sau pe un anumit domeniu, după un an de zile, deci o oră dacă pui pe zi și studiezi specific pe un domeniu, după un an de zile vei ști sau vei face mai multe decât alți 99,5% dintre oameni. Dacă îți dezvolți competența în domeniul ăla. Învață să respecti niște principii. Este principiul competenței, încearcă să slujești în direcția asta, încearcă să-ți îmbunătățești. Am un prieten, e un om al lui Dumnezeu, știu că tot mai rar putem să folosim expresia asta cu certitudine, dar el s-a întors la Dumnezeu venind din lume. Povestea noastră cumva e foarte similară. Când s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și s-a dus la o biserică, era o biserică de mai mic, 150 de oameni, în ziua botezului, eram toți de, de vreo jumate de ani din lume, în ziua botezului, s-a dus la fratele păstor, după ce o să slujba de botez, și a zis, frate pastor, zice, vreau să te întreb ceva. Ăla a zis, spune, vrei să facem poză? Nu zice că am mai făcut două. Ce anume? Frate zice, eu ce pot să fac pentru Dumnezeu în biserică? S-a uitat păstorul și a zis, mă, tu ești sigur? Că la mine toți vin să-mi spună ce vor ei să facă. Tu chiar vrei să faci orice? Și a zis, frate păstor, orice este nevoie în biserica asta, vreau să mă implic. Ești sigur? Da. Te mai întreb o dată, ești sigur? Da. Mă zice, hai să spun de ce. Săptămâna asta, miercuri, am primit o scrisoare de demisie. Și-o dat demisia, așa, subsemnată, o cu tare, începând de duminica asta, nu voi mai aranja scaunele în biserică, punct fratele care aranja scaunele în biserică și-a dat demisia oficial. Și-a zis, dacă i să mă întreb ce e de făcut în biserică, cea mai mare problemă la noi acum în biserică este că nu avem pe unul care să aranjeze scaunele. O zis, frate, păstorul că te l zis, ascultă mă aici, acum am e mai pătind pe tine, să te pun tu, eu și cu masterat, să te pun să aranjezi scaunele. și au zis, frate, păstor, dacă mă lăsa să aranjez scaunele în biserică, sunt cel mai împlinit om. Dați-mi să fac ceva. Mi-a dat cheia bisericii. La mine erau cheile împărăției. O să vedea cheia bisericii și am început să aranjez scaunele. 150 de scaune. M-am socotit, zice, o oră, o oră și zece, le puteam face perfect. Și am început în fiecare duminică dimineața și seara, pentru că mai sunt copii care le mai dereglează. Și au zis, am început să aranjez scaunele. După vreo jumate de an, în timp ce aranjam scaunele, o oră, o oră și un sfert le terminam. După o jumate de an, o zis, în timp ce aranjam scaunele, eram la Anvon. Și știam scaunul păstorului, scaunul prezbiterului și scaunul diaconului. M-am dus, zice, la scaunul diaconului, nu știu ce mi-a venit și am zis, Doamne, binecuvântă-l pe fratele diacon, dă-i puterea să nu mai predice la de rugăciune. Domnul m-a ascultat. M-am rugat pentru scaunul fratelui, știam aici este fratele păstor, Doamne, dă-i cuvânt, dă putere, Doamne, ajută-l. M-a rugat și pentru fratele prezbite. Am început să mă rog și a zis, în timp ce mă rugam, am început să simt o bucurie extraordinară. Am început să aranjez scaunele în biserică, toate celelalte și am început să mă rog pentru fiecare scaun din biserică. E adevărat că mai erau câte un scaun de știam că unii sunt cu scaunul în biserică. Știam aici, de așa știam cine stă. Dar erau scaune unde nu știam cine se așează și spuneam, Doamne, nu știu cine o să vin dimineața asta, se așează pe scaunul ăsta, dar mă rog să-i vorbești, mă rog să-i atingi inima, mă rog, Doamne, coboară Duhul și să am început să mă rog. Și mi-am dat seama, ca să aranjez scaunele și să mă rog pentru fiecare, am început să crească timpul. De la o oră, oră și un sfert, am ajuns la două ore și la un moment dat, după doi ani de zile, am ajuns la trei ore aproape de rugăciune. În timp ce aranjam scaunele, mă rugam pentru fiecare om, cam trei ore, în total, pentru oameni care stăteau pe scaun în biserică. Și a zis, frate Dorel, după aproape trei ani de zile, în timp ce într-o dimineață aranjam scaunele în biserică, am avut prima descoperire din partea lui Dumnezeu, prima vedenie. După aceea Dumnezeu a început să-mi dea darul profetic și a început să lucreze în viața mea. Pentru că, dragii mei, e foarte important, ascultă-mă, să înveți să faci ceva pentru Dumnezeu. Și să fii competent și să muncești la asta. Pentru că Dumnezeu îți dă darul sub formă de semânță. Dar tu trebuie să-l crești. Există mai apoi un alt principiu aici, dragii mei, nu doar al competenței, ci există un principiu al conlucrării. Adică nu le fă de unul singur. Nu încerca de unul singur să le faci pe toate pentru că nu o să faci nimic bun. Învață mai apoi să respecti principiul conlucrării. Spune versetul 24, Nădăjduiesc să vă văd întreagă când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi fi împlinit măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel aici? Fiți atenți, eu vin la Roma pentru că eu știu că și voi aveți nevoie de mine, dar în același timp eu am nevoie de voi pentru că de la Roma vreau să iau niște frați care să mă însoțească în Spania pentru că am de gând să mă duc să predic mai departe Evanghelia lui Jesus Cristo. Și ce învăț de aici, dragii mei, Pavel spune, eu am nevoie de voi, dar și voi aveți nevoie de mine. Cu alte cuvinte, noi trebuie să conlucrăm în lucrarea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în planurile și în proiecte pe care le ai, învață să respecti principiul acesta. Ascultă-mă, principiul conlucrării. Pentru că întotdeauna când vom fi împreună, întotdeauna, dragii mei, când vom lucra împreună, rezultatele vor fi mult mai puternice, vei fi mult mai scutit de falimente și de eșecuri. Doamne, ajută-ne să conlucrăm. Ajută-ne, Doamne, să ieșim din în zona asta autosuficiențe. Bă, le știm noi pe toate, le putem noi face pe toate. Ascultă-mă ce spun. Întotdeauna Dumnezeu când vine vorba de lucrarea Lui și nu numai, ne cheamă să conlucrăm. Dacă vrei să reușești, învață învață să respecti. Învață să respecti. Principii. Al treilea lucru. Al treilea lucru foarte important ca să reușești în viață, va trebui să învățăm să respectăm niște priorități. Învață să respecti prioritățile. Făți un plan, stabilește niște principii, dar ca să reușești în viața mei, e foarte important de asemenea să înveți să respecti niște priorități. Și una dintre prioritățile pe care le văd Apostolul Padă și nu prea le văd la noi de multe ori, e cea descrisă în versetul 28. Și anume, dacă vreți, aș putea să sintetizez în următoarea expresie. Înainte de a face ceva, termină ceea ce ai început. Înainte de a începe să faci ceva nou, termină ceea ce ai început. Și spune Apostolul Pavel în versetul 28, după ce îmi voi îndeplini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Dragii mei, Apostolul Pavel spune, acum eu mă duc la Ierusalim, am o lucrare determinat. Știți ce? Mi-aș dori mi-aș dori mult mai mult să fiu la voi, dar am o prioritate și prioritatea mea este să duc la bun sfârșit lucrarea asta. Biserica din Ierusalim e nevoie, oamenii acolo sunt într-o foamete, oamenii au nevoie de ajutorul acesta, e foarte important să mă duc la Ierusalim, dar după aceea, după ce voi încheia misiunea asta, o să vin la voi. Nu încerca să faci șapte lucruri deodată că nu o să faci niciunul bun. Și vreau să vă spun, dragii mei, că principiul ăsta parcă e pentru români. Dragii mei, e foarte important ca înainte de a face ceva să terminăm ceea ce am început. Pentru că dacă nu vom termina și doar vom începe proiecte, dragii mei, și nu le vom termina, îi vom frustra nu doar pe alții, ne vom frustra și pe noi înșine. De exemplu, ai de dat licența, dă o dată. Nu mai amâna. Eu știu că e foarte tentant să amâni, să amâni, să amâni. Este atâtea lucruri pe care probabil ți le-ai propus în plan de citire a Bibliei. Ai început, gata, de la 1 de ianuarie, să vezi, mă bag pe studiu, să citesc, ai ajuns în Levitic, acolo ai rămas. Te mai scoate nimeni din Levitic de 2 ani de zile. Și ce spune Biblia? Înainte să-ți noi angajamente, de data asta voi citi 40 de capitole pe săptămână. Hei, citește unul. Termină ce ai început și după aia apucă-te de altceva. Pentru că, dragii mei, suntem țara lucrului început și neterminat. Liceanu zicea despre român că suntem o țară încremenită în proiect. Cam asta e Noi fatem, facem, facem au, începem autostrăzi, nu le mai terminăm în viață. Da, să vă dau un exemplu. Sau, sau, un alt lucru. De exemplu, ai făcut școala de șofer, corect? Foarte bun lucru. Aveți nevoie în Timișoara, în traficul ăsta. Care e nevoie să poți să conduci? Ai dat sala și ai picat la oraș. Și ai căzut odată, și ai căzut de două și ai spus, bă, nu mai. E. Și foarte important, nu te opri. Vreau să vă dau o chestie motivațională în seara asta. E un caz real și pe mine recunosc că m-a impresionat. Uh, cu câțiva ani de zile în urmă, o femeie din Corea de Sud, 69 de ani avea atunci, uh, numele este Cha Sa Sun. Acum atât s-a putut cu coreana mea. Cha Sa Sun, 69 de ani avea atunci, era o din asta o femeie care vindea legume la piață. Și ca să-și ducă legumele la piață, mergea cu autobuzul, aștepta în ploaie, în vânt autobuzul, mai întârzia că și în Coria îți mai spite din asta, românești câteodată. Și la un moment dat, femeia s-a știi ceva. Vreau să dau la permis, să-mi cumpăr o mașină și să duc eu legumele la piață, să nu mai depinde de mine. și făcut. Au început să învețe și au zis, dat pentru permis, sală, o căzut. O căzut de cinci ori și a zis, mergem înainte. O căzut de 20 de ori și a zis, life's go on, mergem mai departe. O dat de 50 de ori și o căzut. Acum cred că președintele nostru Iohannis ar zice ghinion la asta, nu? Odată o dat, atenție de 200 de ori și nu a luat. 200 de ori. Acum o dat de 250 de ori și atunci au căzut. O dat de 300 de ori și nu l-a permis. 300 de ori. O căzut pe sală de 300 de ori. Acum, în Corea, când au aflat despre o femeie care a dat de, de 300 de ori, de 60 ceva de ani și nu i-a permis-o, deja a început să devină o vedetă în, în țara aia. La un moment dat se anunța la boletine de știri și la un moment dat și la, la postul de radio. Ceasa sună a căzut din nou a 451 ori permis-o. Era breaking news acolo. Ce politică? Breaking news direct. Nu, atenție. A dat a 959-a oară l-a permis și l-a căzut. Dar, ascultați aici exemplu de perseverență. Ce înseamnă să încep și să termin ceva? A 960-a oară o luat permisul. Dacă cei de la medie mă pot ajuta, vreau să și vedeți, pentru că ea este. Deci, și vrea să ne spună femeia asta, se poate și cu tine. Nu te lăsa descurajat că ai căzut permisul de 20 de ori. E nimic. Se poate de 959 de ori. Se poate și mai rău să ne motivăm. Și mai există, fiți atenți, pentru că o când femeia asta, ascultați-mă, când o lua permisul a 960-a oară, a fost sărbătoare națională aproape în Corea de Sud o companie uh, din Corea de Sud. Uh, mai am încă o fotografie, sper că o ajuns la voi. Uitați-vă, i-a făcut ca două mașină. Deci, omule, nu te opri pentru numele... Ai, ai șapte restanțe, dă-le, de caz de șapte... Ce spune Biblia? De șapte ori ce face? Se poate aplica și la restanța asta. Și de șapte ori mai încearcă. Și zic, ca la Coca-Cola, mai încearcă, mai încearcă. Dar până la urmă vei reuși. Ideea este următoarea. Nu te opri, încearcă să mergi cu un plan până la capăt. Asta face postul lui Pavel. Gândiți-vă că Pavel de foarte mult ori a să ajungă la Roma, nu i au ieșit planurile, dar nu s-a oprit pentru că și-a dorit lucrul acesta. Dar mai există un lucru aici, dragii mei. Fă diferența dintre lucrurile urgente și importante. Fă diferența, ca, pentru că e vorba de priorități, să respecti niște priorități. Fă diferența dintre lucrurile urgente și importante. Zice Pavel, versetul 25 în Roman 15. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților, că și cei din Macedonia și din Ahaia au avut bunătatea să fac o strângere de ajutorare pentru sărace dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Ăsta era un lucru urgent pentru că ei mureau de foame. Și zice Pavel, eu știu că e important să ajung la Roma, dar Roma mai poate aștepta. Știi de ce? Pentru că o biserică Aia nu mor dacă nu ajung într-o săptămână. Dar ăia de la dacă nu duc colecta, dacă nu strânge asta de ajutoare, sunt unii care vor avea probleme mari în alimentație, în resurse. Dar fă diferența în viață, ascultă-mă, că e foarte important să, -ți, să -ți înțelegi și priorități. Fă diferența mai apoi dintre lucrurile urgente și cele importante. Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, le amestecăm și trăim într-un fel de haos permanent în viața noastră. Dar mai există un lucru, un ultim aspect pe care vreau să subliniez în seara asta. Pentru a reuși Va trebui să învățăm mai apoi să respectăm persoane. Învață să respecti nu doar priorități, nu doar un plan, dar învață, ascultă-mă ce spun, să respecti și persoane. Manifestă respectul pentru oamenii aceia care au făcut ceva în viața ta și care pot să facă. Și ce, ce văd de la Apostolul Pavel? Nu știu cât s-a străit experiența mea când a citit poate pentru prima sau două sau treia oră Sfânta Scriptură. Mă duc aminte la 18 ani când mi-am propus să citesc sistematic Biblia de la Geneza la Apocalipsă, era să mă pierd în numeri, dar am reușit să trec de acolo. Dar am ajuns la un moment dat în roman și romanul e superb, atât de profundă. Dar vine capitolul 16 după textul pe care l-am citit și auziți. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră care este diaconiță a bisericii din Kencrea. Să o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinț și să o ajutați cu orice ar avea de trebuință de voi. Mai departe, zice versetul 3, Roman 16 cu 3, spune sănătate Prișilei și lui Acvila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc, nu numai lor, dar și bisericile ieșite din neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătate lui Epenet. Spune sănătate, uitați-vă, versetul 6, Mariei. Spuneți versetul 7, sănătate lui Andronic. Spuneți sănătate Iuniei. Spuneți sănătate, versetul 8, lui Ampilat. Spune sănătate lui Urban. Spune sănătate lui Apele. Spune sănătate lui Aristobul. Versetul 11, spune sănătate lui Rodion. Nu vreau să facem un test de sinceritate, dar câți n-ați trecut peste chestia asta când a citit Biblia? 27 de numere, de, 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 nume sunt aici. 27 de nume. Nu așa că îți vine să treci? Nu. Ce vrea să-mi vorbească Domnul de aici? Și îți vine să treci peste cele 27 de nume pe care Apostolul Pavel le înunță. Și aproape în dreptul fiecăruia spune un cuvânt de apreciere. Sunt 27 de oameni 24 de oameni, ce scuze, 17 bărbați și 7 femei, pe care Apostolul Pavel își face timp, știți unde? În cea mai profundă epistolă din Noul Testament. Apostolul Pavel rezervă câteva versete să treacă numele a 24 de oameni și să-i aprecieze. De ce? Pentru că învăț de la Apostolul Pavel să facem un lucru în viață, dacă vrem să reușim. Învață să respecti oamenii. Învață să respecti oamenii pentru ceea ce au făcut și pentru ceea ce pot să facă pentru tine. Credeți, dragii mei, că Biblia, toată Scriptura e insuflată de Duhul Sfânt? Eu cred că și versetele astea cu 24 de nume sunt inspirate de Duhul Sfânt. Apropo, dacă sunt aici viitor părinți și sunteți în criză să alegeți un nume, vă rog, citiți Roman 16. Hai să mai lăsăm numele astea din America. Tot dacă te-ai săturat de nume românești, iauzi ce fain sună. Ierodion, Apele, Ampilat, Ruf, Asincrit, Patroba, Flegon, Filolog. Dacă ești în criză de inspirație, ești pe holul maternității și spune cum îl numiți? Stai să mă uit un roman așa aici. Poate fi o sursă de inspirație și în direcția asta. Dar mai mult decât orice, știți ce învăț? Învăț de la Pavel că trebuie să respecti oamenii care au făcut ceva pentru tine și care fac ceva pentru tine. Dacă vrei să reușești în viață, învață să respecti oamenii. Învață să le fie recunoscător. Am citit despre un medic misionar din Africa, din cornul Africii, zona Eritrei și zona Somaliei și a Etiopiei. Și femeia aceasta a povestea la o reuniune a medicilor misionari din toată lumea, undeva la o conferință în Texas, și a zis așa, am observat un lucru foarte interesant. În zona în care activezi un Eritrea, e o zonă de război, de ani de zile, e o zonă săracă, și sunt oameni care vin kilometri întregi până la noi la bază, la centrele medicale, pentru un antibiotic. Dar o zis, ce interesant? Am observat un alt lucru și mai interesant aici. Există oameni care, deși în proximitatea lor există centre, poate la 4-5-10 km, îs sunii, care vin două zile pe jos. Avem vreo 10-12 cazuri de oameni care de ani de zile vin două zile pe jos, 40 de km, 50 de km, vin două zile dus, două zile întors, vin pentru un antibiotic. Și la un moment dat le-am zis, Bă, oameni, bun, de ce veniți? De ce veniți două zile pe jos, riscându-vă viața, în căldură, deshidratându-vă? De ce veniți două zile în plus când lângă voi, la 5-6 km, este un centru în care primiți același medicament? Știți, ce știau răspuns oamenii? Dar unul din ei a dat un răspuns extraordinar. A zis, doamna Aira să ascultați-mă, e adevărat că medicamentul e la fel și aici și dincolo. Dar știți care e diferența? O zis, a care? Mâinile care ne dau medicamentele sunt diferite. Și noi venim două zile în plus. Știți de ce? Pentru că vrem să ne arătăm respectul pentru dumneavoastră, pentru modul în care ne tratați, pentru modul în care vă îngrijiți de noi, pentru modul în care ne-ați primit. Ceilalți ne aruncă medicamentele, voi înainte ne îmbrățișați și vă rugați pentru noi. Și apoi ne dați un medicament medicamentele sunt la fel, mâinile care dau medicamentele sunt diferite. Știți de ce? Pentru că trebuie să învățăm să respectăm oamenii ca să reușim în viață. Dar pe lângă faptul că trebuie să manifesti respect pentru oamenii care au făcut ceva pentru tine, va trebui, dragii mei, și învăț de la Apostolul Pavel să manifestăm respectul pentru cel fără de care nu putem face nimic. Să ne manifestăm totalul respect și totala reverență pentru cel, pentru Dumnezeu, fără de care nu putem să facem nimic. Și au zis ce spune Apostolul Pavel, un om care, de Gurodeau, lumea atletului Hristos, omul care l-a legat cel mai mult, omul care a făcut cel mai mult, măcar că este ultimul care se întoarce cronologic la Hristos dintre apostoli. E omul care face cel mai mult. Dar și ce spune Pavel, versetele 17 și 18 din Roman 15? Eu, dar mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu, că își zice Pavel, n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să ducă neamul de ascultare de El. Cu alte cuvinte spune Pavel, tot ce am reușit să fac în viață, dacă pot să spun că am reușit ceva, dacă pot să, pot să privesc în urmă și să mă bucur că s-a făcut ceva, că s-a împlantat de biserici, că acest mesaj al Evangheliei s-a răspândit în întreaga lume, cunoscută de la vremea respectivă, și s-a dus până în Italia, și până în Spania, și până în, în peninsula balcanică, și până în sudul, dacă vreți, în zona Dunăreană, și în zone din Asia, și în zone din Europa. Și ce spune Pavel, dacă am reușit să fac lucrul acesta, este că Dumnezeu a fost cu mine. Nimic din tot ce am făcut n-a fost fără de Dumnezeu. Adevărul este că fără de Dumnezeu nu pot să faci nimic. Da, poți să vii să faci o facultate, ascultă-mă ce spun. Poți să faci patru ani să termini șef de promoție și niciodată să nu-ți împlinești menirea, niciodată să nu obții ceea ce ți-ai propus. Poți să termini suma cum laude, ascultă-mă ce spun. Lucrarea de dizertație sau de doctorat sau ce mai vrei tu. Poți să câștigi un post titular nu știu unde, dar ascultă-mă ce spun. Poate că niciodată nu o să reușești să ai bucurie, să ai satisfacție și să ai performanță. Știi de ce? Pentru că ți-ai pierdut probabil respectul față de cel care te-a ajutat și fără de care nu poți face nimic. Adevărul este, oameni, că nu putem face nimic fără de Dumnezeu. Și dacă trebuie să învățăm ceva de la Pavel, vreau să învățăm în această seară, da, trebuie să respectăm persoane, trebuie să respectăm oamenii din viața noastră pe care Dumnezeu ni o dat, părinții, frații, prietenii, biserica care mijlocește. Dar, în același timp, mai mult decât orice, va trebui să ne manifestăm respectul față de Cel fără de care nu poți face nimic. Și asta este Dumnezeu. Binecuvântat fie numele Lui. 1905-1906 are locul la dintre cele mai mari treziri spirituale din istoria Europei. Marea trezire din țara Galilor. Și omul pe care Dumnezeu l-a folosit cel mai mult în acea trezire, omul care a fost vârful de lance al lucrării de trezire spirituală din țara Galilor, a fost un tânăr de 27 de ani pe nume Ivan Roberts. Omul ăsta s-a rugat câțiva ani de zile obsesiv să a zis, Doamne, vreau trezire, trezire, trezire. Și după câțiva ani de zile de rugăciune, Dumnezeu a izbucnit trezirea aceea și este fost omul prin care Dumnezeu a deschis trezirea din, Marea, din țara Galilor. Știți? Doi ani de zile, de ani de zile au fost ceva incredibil. Zealele din Marea uh, Britanie chiar s-au ajuns până la Londra, din țara Galilor, din Scoția. Pe primele pagini nu mai puneau cancanuri politice și bârfe, șoșoaca, și că au admis-o sau nu. Nu. Uh, uh, pe primele pagini ale zealului din Marea Britanie erau rapoarte cu câți oameni s-au predat la ultima evanghelizare. La un moment dat oamenii au început să se uite la Evan Roberts și să-l idolatrizeze. asta e o mare o mare capcană în care cad unii lideri folosiți de Dumnezeu. La un moment dat, Ivan Roberts era așteptat într-o biserică. Biserică vorba vine. Era o hală mare închiriată și s-a anunțat. Vine de seară, la ora nouă, Ivan Roberts să predice Evanghelia. 2.500-3.000 de oameni au înghesuit hangarul ăla. Imens. Ivan Roberts trebuia să ajungă până la nouă. O trecut ora 9 jumate, 10, 11, 12 și Ivan Roberts nu au ajuns. Au ajuns târziu în miezul nopții. Oamenii erau acolo, le așteptau pe Ivan Roberts să vină să predice. Marele om al lui Dumnezeu. Când Ivan Roberts a ajuns cu, cu caleașul, cu trăsură din aia, când au ajuns în miezul nopții, de când s a dat jos, o, o zi vorbind oamenii, oare vine? Oare vine Ivan Roberts? Oare nu știți mai vine? Hai să ne rugăm să vină, vrem să vină, îl așteptăm. unii, bă, nu plecăm până nu vedem pe Ivan Roberts. Și în momentul la Ivan Roberts realizează că e o mare problemă. Că oamenii îi acordă lui mai mare slavă și glorie decât lui Dumnezeu. În cele din urmă, Ivan Roberts intră în hangarul la mare și oamenii îl duc direct entuziasmați, o expale lui, au venit fratele Ivan Roberts, au venit fratele Ivan Roberts, toți bucuroși. Ivan Roberts se duce la Amvon, un pupitru din el a instalat acolo în hală, și a zis, vreau să vă întreb ceva, dar vreau să fiți sincer cu mine. Da, frate Robert, spune. Voi credeți că Dumnezeu e aici? Amin! Știți că unii cred că e probă de microfon asta. Nu, nu zice. Eu vă întreb încă o dată, doar, dar serios. Voi chiar credeți că Domnul e aici? Amin! Frații mei, o zic, eu vă mai întreb trei oră. Sunteți sigur că Domnul e aici? Da, Domnul e aici! Perfect, o zis. Înseamnă că nu e nevoie de mine. S-a luat și a închis Biblia și a plecat. O rămas un moment de, o, a urmat un moment de rumoare. Mă, ce facem? Ăsta trebuia să predice. Era un tânăr de vă 32 de ani care conducea programul în seara aia. Tremura tot. Vai, o plecat Ivan Robert și -a zis, fraților, zice, cu harul și cu pacea Domnului, înainte să ne despărțim, vreau să, vreau să cântăm o cântare. Și au cântat o cântare. Și în timpul cântării, prezența lui Dumnezeu s-a coborât pe locul ăla. Și de la cântare s-a ajuns la rugăciune. Știți că s-a terminat programul? A doua zi, la 8 jumate dimineața. Pentru că oamenii au descoperit că și dacă e unul sau unul celălalt, dacă e Dumnezeu, e tot ce contează. Oamenii au învățat în acea seară că trebuie să-și manifeste respectul mai mult decât orice. Și pentru cine? Pentru Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pentru că aș vrea să ne rugăm în seara asta. Știu, îți dorești Îți dorești să reușești în viață. Și foarte important, și ascultă-mă ce spun, e de la Domnul să, să reușești. Dumnezeu nu vrea să ieșuiești lamentabil, Dumnezeu nu vrea să te chinuiești, Dumnezeu nu vrea să, să, să trăiești de pe o zi pe alta, Dumnezeu vrea ca tu să fii un om care să reușești. Sunteți tineri că ați venit uh, uh, pe lângă zacusca aia din bagaj, pe lângă haine, aveți și vise multe aveți planuri. Dar ascultă-mă ce spun, planurile acestea pe care le aveți, e foarte important să le condiționați. Să spui, Doamne, dacă Tu vrei să fie după voia Ta, de foarte important să le comunici. E foarte important să respecti niște principii mai apoi. E foarte important, ascultă-mă ce spun, să stabilești niște priorități. De e foarte important să respecti anumite persoane. Dar ascultă-mă ce spun, mai mult decât orice, depinde de Dumnezeu. Nu știu cât o să fii, Poate Dumnezeu te vrea în orașul ăsta, poate va trimite în Africa, poate că Dumnezeu are un alt plan cu tine altă parte. Nu știu ce are Dumnezeu de făcut cu tine. Cu familia ta, poate. Nu doar cu studenții, cu toți care suntem aici. Dar ascultați-mă, oameni buni. Dumnezeu vrea să reușim. Ascultați-mă. Asta nu e din Evanghelia. Prosperității, asta nu e din uh, literatura motivațională, nu. E din Sfânta Scriptură. Dumnezeu vrea ca oamenii Lui să izbutească în planurile lor. Dumnezeu vrea să fim binecuvântați. Dumnezeu vrea să ne ridice. Dumnezeu vrea să-mi dea biruință. Dar a în această seară, dragii mei, că reușitele nu vin în viață în mod accidental. Și e foarte important să muncești, să clădești ceva, dar nu de unul singur. Pentru că zice Pavel, noi suntem lucrători, dar împreună cu cine? Cu Dumnezeu. N-ai vrea să lucrezi cu Dumnezeu începând din seara asta. Ai lucrat cum ți-o tăia capul. Și ai spus, Doamne, nu, acum, hai, ajută-mă să vezi ce plan am. Dumnezeu, hai să ne facem planurile împreună. Hai să ne rugăm Domnului în seara asta. Mă rog pentru toți și vreau să ne rugăm împreună. Dar vreau să particularizăm o categorie în seara asta de oameni care au vise năruite. De oameni care au planuri, sunt distruse. Poate tineri, poate familii, proiectul de familie ți-a distrus, ți-a ruinat, ești în pragul divorțului. De tineri care ați venit probabil anul trecut cu foarte multe vise în orașul ăsta și vi s-au ruinat toate și nu mai înțelegi nimic de ce ai ajuns aici. Cu oameni care v-ați proiecte și poate când ai crezut că se va împlini venit o venitul mare lovitură și ești la pământ și ești distrus. Poate unii sunt în depresie, poate sunt într-o stare de anxietate perpetuă, poate unii să zic, pur și simplu, nu mai are rost. Și-au abandonat planurile. Te rog în numele Lui Iisus Hristos în seara asta, pentru că Domnul e aici. Pentru că Domnul este aici. spune Lui asta. Spune-i Lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă ajut să mă ridic. Doamne, vreau să izbândesc. Doamne, vreau să reușesc. Doamne, nu, nu mă inspiră Evanghelia de la Hollywood. Doamne, pe mine mă inspiră Evanghelia lui Isus Hristos. Eu știu că Tu ai spus, Doamne, că prin Tine suntem mai mult decât biruiți. În numele Lui Iisus Hristos, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Ne-ai să ne rugăm pentru asta n-ați vrea să vă reușească planurile în acord cu voia vale Dumnezeu, pentru că după aia ne bucurăm cu toții și biserica și societatea și familia și cei ai tăi și părinții tăi și prietenii tăi și se vor bucura cerul de biruințele tale. În numele lui Isus Hristos, haideți să ne rugăm Domnului. haideți să cerem de la Domnul reușită în viața noastră. În anul ăsta studențesc, în, în, familiile noastre, în casele noastre, în proiectele noastre, în planurile noastre, la locul de muncă, în slujirea pe care o facem, Domnul să ne dea biruință. Haide să ne rugăm Domnului, dar învățând să respectăm ceea ce Domnul ne-a spus în seara asta. Haideți să ne rugăm Domnului.